Dușmanul extraordinarul. Citez. Ați auzit că s-a zis să-l iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți-vă vrăjmașii, binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă, faceți-le bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru din ceruri, fiindcă El face să răsară soarele Lui și peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă îi iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aveți? Nu fac la fel și vameșii? Și dacă îi îmbrățișați numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, deci, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Am încheiat citatul din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele de la 43 la 48. Pentru prima dată, în predica de pe munte, este menționat cuvântul care rezumă întregul mesaj rostit până acum, iubirea definită clar în termenii iubirii dușmanului. Iubirea frățească ar fi rămas o poruncă înțeleasă greșit, însă iubirea dușmanului arată foarte clar intenția lui Isus. Pentru ucenici, cuvântul dușman nu este unul lipsit de conținut. Știau foarte bine ce înseamnă dușman. Întâlneau dușman zi de zi. Dușmanii erau cei care îi blestemau, considerându-i nimicitorii credinței strămoșești și călcători de lege, cei care îi urau fiindcă ucenicii lăsaseră totul de dragul lui Isus, disprețuiseră totul de dragul părtășiei cu El. Erau cei care îi insultau și îi batjocureau din pricina slăbiciunii și a smereniei lor. Erau cei care îi prigoneau, care vedeau în ucenici amenințarea unui pericol revoluționar și care urmăreau distrugerea lor. Între dușmani se numărau în primul rând reprezentanții religiei poporului, care nu puteau tolera caracterul exclusiv al cerinței lui Isus. Aceștia erau înarmați cu autoritate și respect. Un alt dușman la care se gândea orice iudeu era dușmanul politic din Roma, a cărui apăsare era de asemenea puternic simțită. Pe lângă aceste două grupe de potrivnici exista și dușmania personală întâlnită de către orice om care nu merge pe același drum cu cei mulți, defăimarea, ocara și amenințarea zilnică. Nici Vechiul Testament nu conține vreun enunț care să ne poruncească să-l urâm pe dușman. Dimpotrivă, întâlnim porunca iubirii dușmanului. Exod 23, de la 4 la 5, Proverbe 25, 21, 22 și exemplele pot continua. Însă Iisus nu se referă aici la o dușmănie naturală, ci la dușmania poporului lui Dumnezeu față de lume. Războaiele purtate de poporul Israel au fost singurele războaie sfinte care au existat în lume. Erau războaiele lui Dumnezeu împotriva lumii idolilor. Iisus nu condamnă astfel de dușmănie pentru că ar condamna implicit întreaga istoria lui Dumnezeu cu poporul său. Mai mult, Iisus afirmă vechiul legământ. Pentru el este importantă înfrângerea dușmanilor și biruința comunității lui Dumnezeu. Însă, prin porunca sa, desprinde încă o dată comunitatea ucenicilor de structurile politice ale poporului Israel. Așa se face că nu mai există războaie pentru credință. Dumnezeu a legat promisiunea biruinței asupra dușmanului de porunca iubirii dușmanului. Pentru omul firesc, iubirea dușmanului nu este doar o pricină de potignire insuportabilă, ea este peste puterile lui și ultragiază conceptul său de bine și de rău. Mai important chiar, iubirea dușmanului apare omului de sub lege ca o încălcare a legii divine însăși. Legea cerea separarea de dușman și condamnarea lui. Însă iubirea ia legea în mâinile sale și o reinterpretează. Al birui pe dușman, arătându-i iubire, aceasta este voia lui Dumnezeu, exprimată în lege. În Noul Testament, dușmanul este întotdeauna acela care mă urăște. Iisus scoate complet din calcul ideea că ucenicul ar putea dușmăni pe cineva. Cât despre dușman, el trebuie să primească ceea ce primește și fratele, iubirea ucenicului lui Iisus. Purtarea ucenicului nu trebuie să fie determinată de purtarea oamenilor, ci de purtarea lui Iisus față de el. Prin urmare, ea are o singură sursă, voia lui Iisus. Iisus vorbește despre dușman, despre cel care rămâne dușman neatins de iubirea mea, care nu-mi iartă nimic chiar dacă eu îi iert totul, care mă urăște chiar dacă eu îl iubesc, care mă disprețuiește cu atât mai mult cu cât eu îl slujesc mai devotat. Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune.
spune Psalmul 109 cu versetul 4. Însă dragostea nu trebuie să se întrebe dacă va fi răsplătită, dimpotrivă, trebuie să caute pe cel care are nevoie de ea. Și cine are o mai mare nevoie de iubire decât acela care trăiește în ură fără pic de dragoste? Cine este mai vrednic de iubire decât dușmanul meu? Unde este iubirea slăvită mai măreț decât printre dușmanii ei? Această iubire nu face vreo deosebire între diverse feluri de dușmani, decât în sensul că iubirea pentru ei trebuie să fie cu atât mai mare cu cât ura lor este mai înverșunată. Indiferent că este vorba de un dușman politic sau de unul religios, el nu poate aștepta de la ucenicul lui Iisus altceva decât o iubire neîmpărțită. O astfel de iubire nu cunoaște niciun conflict lăuntric între statutul de persoană particulară și slujba oficială. Fie sunt ucenic al lui Iisus Hristos în ambele situații, fie nu sunt de fel. Voi fi întrebat, cum acționează această iubire? Iisus răspunde, binecuvântați, faceți bine, rugați-vă, fără condiții, fără a privi la fața oamenilor. Iubiți-vă vrăjmașii. Dacă în porunca precedentă Iisus a vorbit doar despre suferirea răului fără împotrivire, aici merge mult mai departe. Nu trebuie doar să răbdăm răul, să-l tolerăm pe cel rău și să nu întoarcem lovitură pentru lovitură, ci, cu iubire sinceră, să fim binevoitori față de vrăjmașul nostru. Trebuie să ne slujim dușmanul și să-l ajutăm în toate lucrurile, fără prefăcătorie și cu inima curată. Niciun sacrificiu făcut pentru o persoană iubită nu este prea mare sau prea costisitor pentru a-l face de dragul dușmanului nostru. Dacă din iubire pentru fratele nostru suntem datori să ne jertfim averea, onoarea și viața, tot astfel suntem datori și dușmanului nostru. Oare prin aceasta ne facem părtași răutății lui? Nici de cum. Căci cum ar putea iubirea care nu este născută din slăbiciune, ci din putere, care nu vine din frică, ci din adevăr, să se facă vinovată de ura semenului? Și cui anume trebuie să-i fie oferit o astfel de iubire dacă nu aceluia a cărui inimă este înăbușită de ură? Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Când ne ajunge blestemul dușmanului pentru că este nesuferită prezența noastră, trebuie să ne ridicăm mâinile pentru binecuvântare. Voi, dușmanii noștri, voi, binecuvântați ai Domnului, blestemul vostru nu ne poate răni. Fie ca sărăcia voastră să fie umplută de bogăția lui Dumnezeu prin binecuvântarea celuia împotriva căruia vă ridicați în zadar. Vom suporta blestemul vostru, numai să vină asupra voastră binecuvântarea. Faceți-le bine celor ce vă urăsc. Acest apel nu trebuie să se rezume la cuvinte și la gânduri. Facerea binelui are loc în orice situație din viața de zi cu zi. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. După cum un frate stă alături de fratele său aflat în strâmtorare, îi leagă rănile, îi alină suferințele, tot așa să acționeze și iubirea noastră asupra dușmanului. Unde oare în lume există o nevoie mai adâncă și care răni și suferințe sunt mai grele decât cele ale dușmanului nostru? Pentru cine este facerea de bine mai necesară și mai binevenită decât pentru dușmanul nostru? Este mai ferice să dai decât să primești. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Iată extrema. Prin rugăciune trecem de partea dușmanului. Suntem cu el, alături de el, pentru el, înaintea lui Dumnezeu. Iisus nu ne promite că acel dușman pe care îl iubim, pe care îl binecuvântăm, căruia îi facem bine, nu ne va prigoni și ofensa. O va face. Însă prin aceasta nu ne poate vătăma, nu ne poate învinge dacă noi facem pasul decisiv spre el, mijlocind pentru el. Acum, luăm asupra noastră nevoia și sărăcia lui, vina și pierzarea, mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru el, substituindu-ne lui, facem pentru el ceea ce el nu poate face. Fiecare ofensă a dușmanului ne va lega mai strâns de Dumnezeu și de vrăjmașul nostru. Orice prigonire poate să aducă mai aproape împăcarea dușmanului cu Dumnezeu, poate să facă iubirea de neînvins. Cum poate iubirea să rămână neînvinsă? Doar dacă nu se uită la ceea ce i-a făcut dușmanul, ci numai la ceea ce a făcut Iisus. Iubirea dușmanului îl conduce pe ucenic pe drumul crucii și împărtășia celui răstignit. Însă, cu cât mai mult este silit ucenicul pe acest drum, cu atât mai sigur este că iubirea lui rămâne nebiruită, că ea depășește ura dușmanului. Fiindcă nu este iubirea lui însuși, este numai iubirea lui Iisus Hristos,
care a mers la cruce pentru dușmanii săi și care, pe cruce, s-a rugat pentru ei. În fața drumului crucii lui Iisus Hristos, ucenicii recunosc că și ei se numără printre dușmanii cuceriți de iubirea lui. Această iubire îi deschide ucenicului ochii să recunoască în dușman pe fratele său și să se poarte cu el frățește. De ce? Fiindcă el însuși trăiește numai din iubirea aceluia care l-a socotit frate, care l-a acceptat pe când era vrăjmaș și l-a primit în comunitatea sa ca pe aproapele său. Iubirea îl face pe ucenic să vadă că dușmanul este cuprins în iubirea lui Dumnezeu, că și el se află sub crucea lui Iisus Hristos. Dumnezeu nu m-a întrebat despre bine și rău, deoarece chiar faptele mele bune erau nelegiuite înaintea lui. Iubirea lui Dumnezeu l-a căutat pe dușmanul care avea nevoie de ea, pe care l-a socotit vrednic de ea. Prin dușman, Dumnezeu își proslăvește iubirea, iar ucenicul știe aceasta. La o astfel de iubire a fost făcut părtaș, prin Iisus, căci Dumnezeu face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și nu este vorba doar de soarele fizic și de ploaia naturală care vine peste cei buni și peste cei răi, ci și de soarele dreptății, Iisus Hristos însuși, și despre ploaia cuvântului lui Dumnezeu care le descoperă păcătoșilor harul Tatălui Ceresc. Iubirea neîmpărțită, desăvârșită, este înfăptuirea Tatălui și totodată este înfăptuirea fiilor Tatălui Ceresc, după cum a fost și înfăptuirea singurului său fiu. Rugăciunea iubirii aproapelui și a renunțării la răzbunare își dovedește importanța mai ales în lupta sfântă care ne stă înainte și în care suntem implicați de mai mulți ani. De o parte luptă ura, iar de cealaltă iubirea. Este datoria fiecărui creștin să se pregătească în mod serios pentru ea. Va veni vremea când orice om care îl mărturisește pe Dumnezeul cel viu, nu doar va fi obiectul urii și al mâniei din pricina acestei mărturisiri, pentru că acum deja trăim așa ceva, ci și din pricina acestei mărturisiri va fi și izgonit din rândurile societății omenești, cum este numită, va fi alungat dintr-un loc în altul, va fi torturat în trup și chiar, după împrejurări, omorât. Se apropie o prigonire universală a creștinilor și aceasta este, de fapt, adevăratul tâlc al mișcărilor și al luptelor din zilele noastre. Dușmanii care urmăresc distrugerea bisericii și a credinței creștine nu pot trăi împreună cu noi, fiindcă văd în fiecare cuvânt pe care îl rostim și în fiecare acțiune a noastră, chiar dacă acestea nu sunt îndreptate împotriva lor, o condamnare a cuvintelor și a acțiunilor lor. Nu fără îndreptățire văd și presimt că nu dăm nicio importanță condamnării pe care o rostesc asupra noastră. De altfel, ei înșiși trebuie să admită că această condamnare este complet lipsită de autoritate și de valabilitate, că, deși le-ar conveni, nu-i tratăm în același fel ca să răspundem cu ceartă și vrăjmășie. Și cum trebuie dus această luptă? Va veni ziua în care vom ridica mâinile în rugăciune, nu singuri și risipiți, ci împreună, ca o comunitate, ca o biserică. Ziua când, încete, deși mărunte, față de miile de mii de necredincioși, îl vom mărturisi și îl vom slăvi cu glas tare pe Domnul, pe cel răstignit și înviat. Și ce rugăciune, ce mărturisire, ce laudă va fi aceasta? Este tocmai o rugăciune izvorâtă dintr-o iubire înflăcărată pentru acești pierduți din jurul nostru, care ne privesc cu ochii plini de mânie sau care chiar au ridicat poate mâna să ne ucidă. Este o rugăciune pentru pacea acestor suflete rătăcite și zbuciumate, înspăimântate și pustiite. O rugăciune pentru acea iubire și pace de care ne bucurăm noi înșine. O rugăciune care pătrunde adânc în inima lor și care o va zdrobi printr-o prinsoare mult mai puternică decât cea prin care ar putea ei să ne rănească inima, în cele mai puternice răbufniri de ură ale lor. Într-adevăr, când biserica l-așteaptă cu adevărat pe Domnul și înțelege cu adevărat timpul și semnele separării finale, trebuie să se dedice acestei rugăciuni a iubirii, folosind toate puterile ei sufletești și toată puterea vieții ei sfinte. Ce înseamnă dragostea neîmpărțită? Înseamnă dragoste care nu se arată părtinitoare cu cei care ne dăruiesc la rândul lor iubire. Când îi iubim doar pe cei ce ne iubesc, pe conaționalii noștri, pe prietenii noștri sau chiar pe cei din comunitatea noastră creștină, suntem asemenea păgânilor și vameșilor. O astfel de iubire este de la sine înțeleasă, este obișnuită, naturală, dar în niciun caz creștină. Fără îndoială că iubind astfel,
creștinii fac același lucru ca păgânii. Iubirea pentru cei de care sunt legat prin sânge, istorie sau prietenie este aceeași la păgâni și la creștini. Iisus nu are multe de spus despre această iubire, fiindcă orice om știe ce înseamnă ea. Nici nu e nevoie să o înflăcăreze, să o accentueze, să o scoată în relief. Circumstanțele naturale impun recunoașterea ei de la sine, atât la creștini cât și la păgâni. Pentru Iisus este deprisos să spună că trebuie să ne iubim fratele, națiunea, prietenii. Acest lucru se înțelege de la sine. Tocmai prin faptul că remarcă acest aspect în lipsa oricărei precizări suplimentare, iar apoi poruncește doar iubirea dușmanului, Iisus arată ce înțelege El prin iubire și ce atitudine trebuie să avem față de o astfel de iubire. Prin ce se deosebește creștinul de păgân? Ce înseamnă a fi creștin? Apare aici cuvântul pe care este construit întregul capitol și prin care se rezumă toate cele spuse mai înainte. A fi creștin înseamnă a fi deosebit, ieșit din comun, neobișnuit, a nu fi de la sine înțeles. Este acel ceva prin care dreptatea mai bună o întrece pe cea a fariseilor, o depășește, prisosește, trece dincolo de ea. Obișnuitul este acel to auto, adică unul și același lucru, pentru creștini și păgâni. Creștinismul însă începe cu perison și abia din acest moment obișnuitul este așezat în lumina potrivită. Acolo unde lipsește acest ceva deosebit ieșit din comun, lipsește și creștinismul. Ceea ce este creștin nu se poate naște din factori naturali, ci din depășirea lor. Perison nu se amestecă niciodată cu to auto. Aceasta este marea eroare a unei etici protestante false. Iubirea de Hristos a fost redusă la iubirea de patrie, de prieten sau profesie, iar dreptatea mai bună a fost redusă la justiția civilis. Iisus nu vorbește în acest fel. A fi creștin atârnă de extraordinar. Creștinul nu se poate potrivi lumii, fiindcă trebuie să aibă întotdeauna în vedere acel perison. În ce constă perison extraordinarul? Extraordinarul este existența celor numiți fericiți a ucenicilor, este lumina care strălucește cetatea așezată pe munte, este calea lepădării de sine, a iubirii desăvârșite, a purității depline, a sincerității absolute și a renunțării la violență. Înseamnă dragostea neîmpărțită față de dușman, dragostea față de cel care nu iubește pe nimeni și pe care nimeni nu îl iubește, dragostea față de dușmanul religios, politic și personal. În toate acestea este drumul care și-a aflat împlinirea la crucea lui Iisus Hristos. Ce este perison? Este însă iubirea lui Hristos, care merge la cruce suferind și ascultând. Este crucea însăși. Lucru deosebit al creștinului este crucea care îl face să transceandă lumea și care îi aduce, astfel, biruința asupra lumii. Pasio, prin iubirea celui răstignit. Iată ce este extraordinar în existența creștină. Extraordinarul este, fără îndoială, vizibil, iar Tatăl Ceresc va fi slăvit pentru el. Extraordinarul nu poate rămâne ascuns. Oamenii trebuie să-l vadă. Comunitatea ucenicilor lui Iisus, a dreptății mai bune, este comunitatea vizibilă care a ieșit din ordinea lumii, a lăsat totul pentru a câștiga crucea lui Hristos. Ce lucru neobișnuit faceți? Extraordinarul. Și aici se vede aspectul cel mai scandalos, este înfăptuirea celor care îl urmează pe Iisus. Trebuie înfăptuit, ca și dreptate mai bună, pentru a fi vizibil. Nu printr-o rigurozitate etică, nici prin caracterul excentric al unor forme de viață creștine, ci în simplitatea ascultării de voia lui Iisus. Această înfăptuire se va dovedi neobișnuită prin aceea că duce la patimile lui Hristos. O asemenea înfăptuire este o suferire continuă prin care Hristos este trăit de către ucenic. Dacă nu este așa, atunci această înfăptuire o are Iisus în vedere. Astfel, perison este împlinirea legii, ținerea poruncilor. În Hristos cel răstignit și în comunitatea lui are loc extraordinarul. Aici sunt cei desăvârșiți, cei care au o dragoste desăvârșită ca a Tatălui din ceruri. După cum iubirea neîmpărțită și desăvârșită a Tatălui l-a dat pe Fiul să moară pe cruce, tot astfel acceptarea părtășiei acestei cruci este desăvârșirea ucenicilor lui Iisus. Cei desăvârșiți sunt cei despre care se vorbește în fericiri. Amin.
Mm-hmm.